În ziua de 25 iulie, Senatul Universității din Pitești a acordat titlul de membru de onoare al Senatului UPIT excelenței sale Sir William Magwood IV, director general al Agenției Nucleare Europene. Dată fiind prezența domniei sale între noi și acceptului de a deveni membru de onoare al Senatului Universității din Pitești, cu toate drepturile și obligațiile care revin din această poziție, astăzi vom acorda acest titlu onorific de membru de onoare al Senatului, excelenței sale, domnului William Magwood. Stimate William Magwood, este o onoare pentru Senatul Universității noastre faptul că ați fost de acord să deveniți membru al comunității noastre academice, primind titlul de senator de onoare al Senatului Universității din Pitești. Este o distincție pe care pe noi ca universitate ne onorează. Senatul Universității din Pitești vă oferă titlul de membru de onoare al Senatului Universității din Pitești pentru susținerea învățământului superior din România în domeniul energiei nucleare. Vivat, crescat, floreat! Excelența sa, William Magwood, a mulțumit conducerii UPIT pentru titlul acordat și totodată a subliniat importanța Universității din Pitești ca actor reprezentativ pe piața educațională universitară în domeniul energeticii nucleare. This is truly an honor. I appreciate this very much, Madam President, and I appreciate you and your colleagues and the rector making this decision. This is an honor that I will treasure, and I look forward to working with you to support education at the university and in Romania in general. So thank you very much for this. Evenimentul s-a bucurat și de prezența oficialităților publice centrale și locale.